Începând cu iunie 2021, se vor aplica la salariul de bază aflat în plată majorări salariale. Profesorii vor primi salarii mai mari, chiar și cu 25% în unele cazuri. În monitorul oficial, partea 1, numărul 606, din 17 iunie 2021, a fost publicat ordinul numărul 3993 din 2021. Privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Odată cu luna în curs vor avea loc majorări de 15% a salariului de bază pentru personalul didactic din învățământul special și special integrat, precum și din centrele județene de resurse și de asistență educațională, gradația de merit de 25% din salariul de bază deținut. Pentru personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul auxiliar din bibliotecile centrale universitare, obținută prin concurs. Ce părere aveți despre faptul că profesorii vor avea o nouă mărire de salariu? Probabil o merită, dacă o cer. Dar dacă să măresc salariile dumnealor, să mărească și la cei care muncesc. Nu cred că e o categorie care numai dumnealor merită. Pentru că la prețurile care sunt, merităm toți. Părerile sunt împărțite. Există voci care susțin că nu cred în promisiunile făcute de oamenii aflați la putere. Niciodată nu cred. Sunt tată de profesor și știu că la profesor nu se vor mări salariile cum nu s-au mărit nici pensiile la noi. Pentru prima dată, poate singurul eu care în cartea mea de muncă, da, la mijlocul cărții de muncă scrie specialist în litere. Niciodată n-am spus la nimeni decât noastră acum. Ne întoarcem la salarii și la bani. Dorința e mare, dar nu este ceea ce trebuie. Promisiunile, nici măcar una din ele, nu se îndeplinește nici așa pe timpul ăla al meu și nici acum. Nu sunt supărat pe nimeni decât pe mine că nu pot să-mi cer drepturi. Alte majorări vor fi acordate personalului didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi în învățământul primar sau gimnazial, precum și o majorare de 10% pentru diriginți, învățători, educatoare, institutori, profesori pentru învățământul primar, profesori pentru învățământul preșcolar. Creșteri de venit pentru profesori de luna aceasta, indemnizațiile de dirigenție, gradațiile de merit vor fi calculate la salariul de bază conform unui ordin de ministru, pentru mehedințul meu, Miruna Plovițu.